Suntem în Piața Victoriei și deși afară plouă torențial, sunt câteva sute de oameni care deja s-au adunat la protestul anunțat de două zile pe rețele sociale împotriva celor care au încercat din nou să forțeze grațierea, împotriva lui Liviu Dragnea, care este tatăl lor, este capul răutăților care ni se întâmplă încă de la ordonanța 13, pentru că acești oameni numai cu asta se ocupă de când au preluat puterea, deși au preluat puterea cu promisiuni electorale care n-au nicio legătură cu grațierea corupților și cu rezolvarea dosarelor penalilor, ei se ocupă numai de asta, reușind să provoace un protest care se apropie de 100 de zile, un protest fără precedent în istoria României, în același timp reușind să provoace o dezbatere publică fără precedent, pentru că protestul acesta este de facto și o dezbatere publică. Niciodată în istoria României nu au ieșit în stradă 600.000 de oameni să spună că nu vor ca penalii să scape basma curată, să ceară justiție independentă și să ceară continuarea luptei împotriva corupției. Asta se întâmplă în România de 100 de zile și deși se întâmplă acest lucru, iată, Liviu Dragnea împreună cu subalternii lui, că asta sunt subalternii lui, sunt oamenii lui din Senatul României, Nicolae Șerban, au încercat să forțeze din nou grațierea. Este foarte important că sunt acești oameni din spatele meu în stradă, este foarte important că sunt sute de mii de oameni care susțin această cauză de acasă, chiar și printr-un simplu share sau un like pe Facebook. Pentru că, dragii mei, suntem într-o situație fără precedent în istoria recentă a României. Noi am mai avut politicieni penali, am mai avut grupuri care au încercat să dea lovituri statului de drept, vă aduc aminte anul 2012. Dar întotdeauna ei au avut o opoziție politică puternică. Din păcate, în momentul de față, grupul infracțional organizat din politică, în fruntea căruia se află Liviu Dragnea, la care s-au asociat Ghiță, Ponta, Tăricianu, toți politicienii importanți cu dosare, nu mai are o grupare politică, nu mai are o opoziție politică la fel de puternică, o opoziție care să aibă aceeași forță. De aceea, situația este mult mai periculoasă decât în alte momente când diverse grupuri politice au încercat să dea lovituri statului de drept. Din păcate, au rămas să facă opoziție grupului infracțional organizat din politică oamenii pe care îi vedeți în spatele meu, în Piața Victoriei și dumneavoastră, cei care sunteți acasă. De aceea este atât de important. Ați văzut că până și grupări, cum este gruparea lui Traian Băsescu și Alene Udrea, au ajuns să-l susțină pe Liviu Dragnea. Omul controlează, să știți, și mare parte din presă. De aceea nu prea mai vedeți mesajele rezist și vocile rezist, vocile importante la principalele televiziuni. De aceea spun că este o situație fără precedent, este un asalt fără precedent, în fața căruia stați numai și numai dumneavoastră, desigur, alături de partenerii noștri de la Bruxelles sau partenerii noștri importanți din NATO, cum sunt Statele Unite, care din când în când mai intervin pentru a-l trage de mânecă pe Dragnea. Dar forța cea mare care stă și singura forță care stă în calea planurilor acestor derbedei conduși de un infractor sunt oamenii din stradă, sunteți dumneavoastră. Ați văzut ce efect au avut cei 3.000 de oameni care au protestat în Piața Victoriei imediat după ce Comisia Juridică a Senatului a încercat din nou să facă pași pentru grațiere și au retras imediat proiectul. Treaba este, dragii mei, că este important să insistăm, nu ar trebui să-i lăsăm să scape după un astfel de moment, pentru că vor încerca din nou și din nou și din nou. Pentru că asta se întâmplă, dragii mei, atunci când un infractor controlează puterea parlamentară și guvernamentală. Pentru că asta este Liviu Dragnea, un infractor. Lui nu-i place să-i se spună așa, dar acesta este statutul lui în societate, stabilit în justiție printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă. Și noi trebuie să-i spunem acestui infractor că nu este normal să stea pe o funcție publică,
Nu este normal să conducă majoritatea parlamentară și să ne decidă nouă soarta. Nu este firesc ca un infractor să decidă soarta a milioane de oameni cinstiți. Sunt Mălin Bot, rezist și vă aștept în Piața Victoriei, chiar dacă plouă torențial.